Tânăra și talentată solistă de muzică populară Vasia Oprea din Balș poate fi numită deja o vedetă populară. În vârstă de 16 ani, liceanca a intrat în finala sezonului 4 al emisiunii Concurs Vedeta Populară, difuzată aseară de Ziua Națională, impresionând jurații cu o doină oltenească autentică, dar și cu un moment special, susținută alături de îndrăgita artistă Steliana Sima. Târgul de Crăciun, organizat în această lună la Slatina, în Parcul Tineretului, deschis ieri, își așteaptă zilnic vizitatorii mici și mari cu numeroase surprize. La finele acestei săptămâni, alte vedete îndrăgite vor urca pe scenă în recital. Astfel, vineri de Sfântul Nicolae va concerta Nicola între orele 18 și 19. Sâmbătă, 7 decembrie, este programat un recital susținut de Călin Merca și Emil Floare, iar duminică, 8 decembrie, un recital susținut de trupa Alb și Negru. Cel de-al doilea municipiu al Oltului intră oficial în luna sărbătorilor de iarnă, vineri. Magia sărbătorilor va fi adusă la Caracal de iluminatul festiv care va fi aprins în seara zilei de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie. Tot atunci, caracalenii se vor putea bucura de imensul brad împodobit în fața Palatului Administrativ, anul acesta donat de către o familie de caracaleni. Slătinenii și nu numai ce își doresc un prieten patruped sunt invitați sâmbătă 8 decembrie la sediul adăpostului Sărăcești, unde primăria Slatina, prin Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, va organiza un târg de adopții canine. Târgul va avea programul între orele 10-14. Persoanele care nu au cum să facă dovada veniturilor nu pot adopta. Cinematograful din incinta Centrului Cultural Eugeniu Nescu Slatina le propune iubitorilor de filme pe marele ecran un nou film de acțiune, Îngerii lui Charlie. Proiecția spune povestea unei noi generații de îngeri neînfricați care se ocupă de cele mai dure misiuni de pretutindeni. Filmul rulează în fiecare zi, în jurul orei 20 și 10 minute.